Bună seara, bine v-am găsit, dragi prieteni, la o nouă poveste foarte frumoasă aici, în Palatul Regal. Poveștile noastre ajung până departe, 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 pentru că împăratul poveste și cu regina strop de rouă și cu prințul Rubu și Ruba au fost în această perioadă plecați peste mări și zări. Și au dus din poveștile pe care le-am spus aici la palat, departe, 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 într-un alt regat. Și știind eu că ei au fost plecați, m-am gândit ca la întoarcere să le spun o poveste cu un zmeu. Da, ce? Credeți că nu mai există zmei? Există tot felul de zmei, dar bine, zmeul din povestea mea este unul. Nu vă zic cum este. O să aflați din poveste. Și apoi, dragii mei, să-mi țineți pumnii să le placă prietenilor mei, pentru că acum deja suntem așa, mai prieteni, să le placă povestea. Și povestea începe cu a fost odată ca niciodată, într-o casă de oameni buni, o femeie și un bărbat care își doreau foarte mult să aibă un copil. Și visul lor s-a îndeplinit. Pentru că soția omului nostru, care era un pădurar faimos, a născut o fetiță foarte frumoasă. Și fetița era așa de bună și de grijulie cu tot ce se afla în jurul ei. Fie că era vorba de plante, fie că era vorba de animale, fie că era vorba de oameni, fetița noastră era foarte bună. Așa că a fost poreclită îngerașul. Și peste tot, pe unde mergea, când o vedeau oamenii din sat sau când o întâlneau copiii, toată lumea striga: Bună, îngerașule! Bună, îngerașule! Și fetița îi saluta pe toți cu bucurie. Avea un mare dar, fetița noastră. Cunoștea tainele tuturor plantelor. Așa încât, de micuță, când oamenii aveau o problemă de sănătate, veneau la fetiță să-i ceară ajutorul. Era așa de bună și așa de iubitoare, încât nici animalele nu se temeau de ea. Și într-o bună zi, chiar fetița și-a făcut o prietenă, o veveriță, care, pe când fetița era în pădure și o aștepta pe tăticul ei care culegea lemne din pădure, o veveriță s-a apropiat de ea. Și văzând bunătatea fetiței și curmințenia ei și curățenia ei, s-a suit în mâna ei, pe umărul ei și a devenit veverița cea mai bună prietenă. Ei, dragi prieteni, tot în acea zi când fetița se afla în pădure și culegea și ea tot felul de plante așteptându-l pe tatăl ei, pădurarul, în spatele ei s-a auzit tropot de cai. Împăratul cu fiul său și cu o suită întreagă stăteau și priveau cu uimire cum o fetiță s-a împrietenit atât de ușor cu o veveriță. Fetiță dragă, dar cum reușești tu să te apropii de animalele pădurii? Dar ele sunt prietenele mele și dacă eu le iubesc, atunci animalele simt dragostea mea curată și vin în întâmpinarea mea. Așa copilă, nu vrei să vii la palatul împărătesc, să locuiești acolo? Uite, eu am un fiu de o seamă cu tine. Câți ani ai, fetițo, acum? Acum am 11 ani. Iată, și fiul meu are aceeași vârstă. Hai cu noi la palat, ia-ți familia și vino acolo. Dar fetița, îngerașul, era înțeleaptă. Știa că familia ei nu s-ar fi mutat niciodată pentru o viață la palat când ei aveau un trai atât de frumos și de liniștit în căsuța lor. Așa că a refuzat. Împăratul a plecat spunându-i că dacă vreodată va dori să vină la palat sau dacă vreodată va avea nevoie de ajutor, porțile palatului vor fi întotdeauna deschise pentru ea. Ei, dragi prieteni, timpul a trecut. Strop cu strop, boabă cu boabă, timpul a zburat. Îngerașul nostru era acum o tânără de 17 ani. Și observa pe părinții ei de ceva vreme, care nu mai erau la fel de liniștiți, tot timpul încruntați,
vorbeau pe ascuns, ca și cum ceva s-ar fi întâmplat și nu voiau să-i spună. Așa că într-o bună zi, stând cu toții la masă, îngerașul a zis: "Mamă, tată, sunt mare de acum. Ce se întâmplă cu voi? Sunteți permanent îngrijorați, sunteți permanent supărați. Spuneți-mi care este problema." "Apoi, fata mea," a zis tatăl, un zmeu s-a așezat pe dealurile cele galbene din satul nostru și a amenințat că dacă nu trimitem 3 fete, una cu care să se însoare și 2 pe care să le mănânce, nu mai are viață bună niciun sătean de aici. Pe toți ne va ucide." Păi și asta e o problemă. De ce nu-mi spuneți lucrurile acestea? Poate pot ajuta." "Nu! Mai mult, vreau să te anunț că în seara aceasta se va trage la sorți. Toți bărbații din sat s-au adunat. Să tragem la sorți să vedem care dintre fetele noastre vor merge la zmeu. Dar eu nu sunt de acord ca tu să mergi." "Așa este, bărbate. Eu zic să fugim, să plecăm, să mergem la curtea împărătească. Să nu mai stăm nicio clipă." "Mamă, tată, cum să fugiți? Tată, ascultați-mă, eu vreau să fiu una dintre cele 3 alese. Nu mai trageți la sorți pentru mine." Ei, s-a dus tatăl îngerașului seara cu toți bărbații din sat la un loc. Au tras fiecare câte un bețișor și în funcție de mărimea bețișorului puteau afla care dintre fetele lor ar fi plecat la zmeul acesta. Și s-a întâmplat ca îngerașul să fie una dintre aceste fete, alături de Ioana și de Florica. Și pe când celelalte 2 fete au plâns tot drumul până să ajungă la zmeu, îngerașul nostru era veselă și n-avea nicio treabă. "Zmeule!" Măi, zmeule, da, cipe, da, ce-i pe fața ta, zmeule, uite, nu te supăra, zmeule, dar ești cam plin de bube." "Măi, fetelor, voi nu vedeți, uitați-vă, zmeul e plin de bube." "Oh, cum bube? De unde bube?" "Băi, nu știu, zmeule. Cred că ești bolnav, ar trebui să mergi la un doctor, fața ta este plină de bube." "Cum, bube? Și pe aici am?" "Da, zmeule, ai. Și pe partea asta pe aici?" "Da, zmeule, toată fața ta e plină de bube. Du-te la doctor, sigur știe să-ți dea vreo băutură, ceva, vreun medicament, ca să te faci bine." "Eu? La doctor? Cu medicamente? Amare? Eu nu mă duc nicăieri. Nu beau așa ceva." "Păi, zmeule, dacă nu vrei să bei așa ceva, uite, eu știu leacul plantelor." "Dar cine ești tu?" "Pe mine mă cheamă îngerașul și de când eram mică știam leacul tuturor plantelor. Și uite, zmeule, dacă le lași pe fetele acestea 2 în pace și nu le faci nimic, nici Florică, nici Ioane, ar trebui să-ți fie milă de ele, că uite-le oricum sărmanele cum plâng. Atunci eu, zmeule, mă duc în pădure și ți-aduc niște plante și te fac bine." "Bine, ai grijă, dacă nu te întorci, știi ce se întâmplă cu fetele astea 2, le mănânc imediat așa, ai înțeles?" "Da, zmeule, stai fără grijă că mă întorc." Și s-a dus îngerașul nostru, sfătuită și de prietena ei, Veverița, a mers în pădure și a cules niște plante și le-a pus la fiert și le-a dat zmeului nostru. Zmeul bea din licoarea făcută de îngerașul nostru și întreabă: "Gata? Sunt mai bine? Cum e fața?" "Apoi, zmeule, nu trec așa bubele astea imediat, cum ai zice pește, cum bei. Trebuie să bei câteva zile la rând. Și oricum, cred că ai făcut multe răutăți la viața ta, măi, zmeule." "Răutăți? Păi normal că am făcut, ai, nu sunt zmeu. Normal, am ucis feți frumoși, m-am luptat cu împărați, am învins, am mâncat fete de împărat. Normal, păi de cum adică?" "Păi, vezi, zmeule, vezi, dacă faci rău, rău găsești." "Ce? Adică ce înseamnă asta?" "Păi, zmeule, bubele alea de pe fața ta,
Zmeule, dacă ai fi și tu mai bun, poate că n-ai mai avea așa bube pe față, măi, zmeule. Auzi, știi ceva? Ia, vezi tu de fierturile alea ale tale, fă-mă bine mai repede până mă enervezi și nu te mai gândi tu. E, și îngerașul nostru, a doua zi de dimineață, zmeule, măi zmeule, acum să știi că bubele de pe fața ta nu s-au dus și dacă vrei să-ți treacă, trebuie să faci o faptă bună. Și eu zic că prima faptă bună pe care trebuie să o faci, dacă vrei să te vindești cu adevărat, este să le lași pe Ioana și pe Florica să plece. Cum adică să le lasă? Păi, zmeule, trebuie să te hotărăști. Bine, fie, zice zmeul. Ioana și Florica au luat-o la sănătoasa, fericite că zmeul le-a eliberat. S-a dus îngerașul din nou în pădure, a luat o altă plantă și de data aceasta a luat o plantă care era planta regretelor. A fiert, a pregătit băutura și a dat zmeului să bea. Și în momentul în care zmeul a băut, regretele toate s-au așezat în inima lui. Măi, îngerașule, măi, of, îngerașule, cât rău am făcut, dar îmi pare rău, îngerașule, înțelegi? Uite, de acum încolo o să fiu bun, îngerașule, nu o să mai fac nimic rău, crezi că o să mă fac bine, dar ce rău am fost până acum, îngerașule. Păi, zmeule, dacă tu te străduiești să fii mai bun, o să vezi că o să fie mai bine pentru tine. Și zmeul nostru a dormit astfel cu gândul că va fi mai bun. Îngerașul s-a dus din nou în pădure și de data aceasta a luat planta uitării. I-a făcut din nou un ceai zmeului și după ce zmeul a băut ceaiul a doua zi de dimineață, era ca un prunc nevinovat. Bună dimineața! Bună dimineața, zmeule! Dar ce cauți aici, fată frumoasă, cu un uriaș așa ca mine? Te așteptam, zmeule, să te trezești, să-ți spun că a sosit momentul să te duci la tine, în împărăția ta. Împărăția mea? Da, zmeule, împărăția ta, împărăția zmeilor. Există așa ceva? Da, există. Și acolo, știi, toți zmeii sunt buni și când o să te duci acolo, zmeule, să nu uiți că tu trebuie să fii bun. Bun? Să fiu bun? Să ajut? Să-i ajut pe ceilalți zmei? Da, zmeule. Sau pe oameni, dacă te mai întâlnești cu oamenii, să-i ajuți, zmeule. Înțelegi? Da, înțeleg. Mă duc în împărăția mea și în împărăția mea sunt zmei. Și zmeii sunt niște ființe bune, care fac fapte bune și ajută pe zmei și îi ajută și pe oameni. Da, zmeule, așa este. Bine, fată frumoasă, dar cum te cheamă? Pe mine mă cheamă Îngerașul. Bine, Îngerașule, îți mulțumesc. Și uite așa, zmeul a plecat în împărăția lui. Și s-a dus vestea în întreg ținutul de faptele acestea de curaj pe care le-a făcut îngerașul. Așa că pe drum spre casă lumea o întâmpina, o ovaționa, se bucura de faptul că până la urmă i-a scăpat pe oameni de un zmeu. Dar mai mult, a făcut bine, l-a făcut bine și bun pe zmeu. E, nici n-a intrat bine în casă și la ușa lor a bătut împăratul cu fiul său. Și vă imaginați ce s-a întâmplat. A cerut-o fiul împăratului de nevastă pe îngerașul nostru și au făcut o nuntă ca în povești, așa, ca la palatul împărătesc. Și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Iar eu trebuie să fug să spun povestea în sala poveștilor. Acestea fiind spuse, dragii mei, s-a mai încheiat o poveste. Dacă v-a plăcut povestea, vă aștept să-mi trimiteți un mesaj la numărul de telefon 0740 171 622. Pe curând, dragii mei prieteni, pe curând și pe alte povești frumoase!
Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor!